Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o emisiune specială Campioni aici la Nova TV. Sunt Dea Chiștoan și în următoarele 45 de minute o să vorbim despre un sport special în România, un sport despre care se vorbește mai puțin. Este vorba despre trial bike, o formă a ciclismului, iar pentru asta am invitat un multiplu campion național la această disciplină sportivă. Este vorba despre Orban Borogabor. Bună ziua, bine ai venit! Trebuie să știți despre el că este multiplu campion național la această disciplină. Lumea știe mai mult ca semifinalist al competiției România Talent. Despre asta și multe altele o să vorbim în următoarele minute. Pentru început trebuie să te prezint. Ești născut în anul 1989, în Sfântul Gheorghe, chiar aproape de noi, în Covasna. Cum a început toată euforia asta pentru trial bike, pentru biciclete? Părinții mei zic că prima dată am mers pe tricicletă și pe picioare. Totdeauna m-a plăcut bicicletele, nu știu de ce. Odată am vrut să fac și motocicletă, dar după aia am zis mai bine dacă fac din propria mea forță. Și în 2003 am cumpărat prima bicicletă specială pentru trial. Până atunci am antrenat, să zic așa, cu bicicleta fiecare zi, dar mai multe discipline, cross country, downhill, am sărit pe dirt și am încercat toate. Până la urmă am rămas la trial. Pe scurt, ce înseamnă această disciplină trial bike? Deci trebuie să știm că ceea ce fac eu în televiziune, ăla e partea de show. Lângă asta există și partea de concurs, unde sunt lucruri mai tehnici, nu ai voie să pui jos piciorul și trebuie să mergi pe o asemenea secțiune. Sunt niște gate-uri, să zicem așa, checkpoint-uri, unde trebuie să pleci, să mergi peste, fără să pui jos piciorul și nu e zis cum trebuie să mergi într-o roată, două roți, cum poți tu numai să mergi de la start până la sfârșit, fără punct de penalizare. Ca să știa mai bine seama telespectatorii despre ce vorbim, urmărim câteva imagini. Sunt chiar imagini filmate de Gabi în Brașov pentru prima parte. Sunt imagini fără sunet, deci o să vorbim noi peste. Așa cum spuneai despre regulament, să spunem mai mult faptul că dacă atingi cu membrele inferioare cu un singur picior, primești un punct penalizare, dacă atingi cu ambele picioare 5 puncte penalizare, iar cursa e câștigată de ciclistul cu cea mai mică penalizare, în caz de egalitate se ia în considerare criteriul timpului. În momentul în care te-ai apucat de acest sport, știai despre el? Se vorbea în România despre el? Nu prea, pentru că nu exista atunci internet așa bun, să zicem așa, și era foarte, foarte greu să evoluăm. Deci nu prea erau filmulețe, nu prea erau de unde să învățăm lucruri și cu timp, în timp am mai văzut niște filmulețe, să zicem, nu știu, un băiat a sărit de 5 paleți și noi nu puteam să imaginăm cum a urcat prima dată pe paletul ăla. După aia a venit timpul internetului și am evoluat prin asta. Deci nu am eu un antrenor, nici în momentul actual. Am făcut totul singur. Simți lipsa unui antrenor? Putem să zicem... Sau există, altfel întreb, există în România cineva pe care ți l-ai dori antrenor? Cineva care are ce să te învețe? Nu. În momentul actual, în România nu există antrenor. Acum 2 ani am fost în Franța pentru un cantonament, o lună, și acolo am văzut niște copii, 8-6 ani, care abia erau unde sunt eu, numai bine nu au avut forța necesară, dar în tehnici erau aproape de mine. Și exista antrenori și părinții, toată lumea era lângă ei și suportau. Să spunem că de anul 2006 a ieșit pe locul 2 la campionatul național de juniori. Cam câți sportivi erau atunci? Deci asta este un lucru interesant, pentru că până în 2008 erau ținuți campionate naționale, iar de la 2008 până în 2012
12, să zicem, nu era ținut niciodată în România campionatul național. Atunci parcă era, nu era criza financiară și atunci poate mergea mai bine sportul. Și acum, din 2012, să zicem, iarăși începe să evolueze. În 2007 ai ieșit campion național, ai debutat și la elite, locul 4, tot la campionatele naționale. Au fost rezultate care ți-au dat încredere, ți-au dat motivație să mergi mai departe pe linia asta? Da, chiar atunci am simțit că am ce să caut în acest sport. Atunci am contactat niște sponsori și după 2007, să zicem așa, am participat la mai multe concursuri și am avut și o bicicletă mai bună din cauza sponsorilor. A urmat o sumedenie de competiții naționale la Miercurea Ciuc, la Cluj-Napoca, Sfântul Gheorghe, Oradea, Constanța, Bistrița, Iași, în decurs de doar 7 ani, rezultate importante pentru tine, dar ai reușit să treci și granița țării, participând la câteva competiții în Budapesta, Nyíregyháza, Balaton, Szeged și chiar și în Franța. Cum ai descrie experiența ta acolo? Putem să zicem că în tot Europa a căzut puțin sportul ăsta, pentru că, cum vedeți, ați zis că am fost la Nyíregyháza. Să știți că de atunci nu prea sunt nici în Ungaria așa de multe concursuri, cum era în 2008-2010. Experiența de Franța era unul foarte bun, deci chiar am zis, acolo am învățat atât într-o lună, cât aici ai una acasă în 2 ani. Deci am văzut campionul mondial cum antrenează, ce face, ce trebuie să mai învăț și eu. Ce are în plus campionul mondial față de tine? Acum, depășind latura financiară, probabil bugetul său e de enorm mai mare decât al tău, dar... Da, prima dată bugetul și trebuie să știți că el are o bicicletă pentru concursuri, iar unul pentru antrenament. Eu am doar o singură bicicletă, deci aici deja există o mare diferență. Dacă rupe ceva piese de pe bicicleta, el are rezervă, eu trebuie să fac o comandă, trebuie poate să stau și o lună pentru o parte. Dar așa, dacă ne uitați la noi când antrenăm, nu prea vedeți așa mare diferență. Iar el poate să sară cu 2-3 cm mai mare și în înălțime și la lungime și niște lucruri tehnice care la concursuri contează. Deci așa, dacă facem un show, poate un om normal care nu priceapă nu zice nimic că e așa de mare diferență între mine și între el. Telespectatorii pot urmări acum câteva imagini cu terenul tău de antrenament de la Sfântul Gheorghe, improvizat. Cât ți-a luat să-l construiești așa? Trebuie să știți că noi mergem la firme, cerem paleți sau ce poate să ne dă și noi construim, că și afară la concursuri sunt niște obstacole diferite, deci niciodată nu există două trasee la fel. Presupun că iarna, pauză. Da, iarna pauză și sala de forță. Cum reacționează oamenii? Sau cum reacționau oamenii acum 3, 4, 5 ani când te vedeau? Și acum e foarte important că bătrânii cred că e un joc. Deci nu realizează ei că este aceasta un sport și chiar trebuie să antrenăm. Deci oamenii așa normal zic că e un joc, că distrugem asfaltul cu bicicleta. Asta niciodată nu am înțeles cum se poate, pentru că trebuie să știți că bicicleta are 8 kg, eu am 70, deci cu 78 de kg, dacă distrug un asfalt sau o bordură, eu zic că nu eu sunt de vină. Deci și prima dată și poliția totdeauna venea și că nu avem voie să antrenăm, nu avem voie să jucăm. Acum s-au schimbat puțin lucrurile, dar și acum mai sunt niște oameni care ne leagă de noi. Dar s-a schimbat un pic mentalitatea? Sau problema este că nu aveți un loc al vostru unde să vă antrenați în liniște, să vă vedeți de treabă? Avem un loc
Cum ați văzut, dar trebuie pentru noi și asta, lucrurile street. Să antrenăm la câte mai multe locuri, să nu fie întotdeauna la fel și așa putem noi să evoluăm. Întotdeauna încercăm lucruri noi. Câte probe are acest trial bike? Există, am înțeles că diferă și dimensiunea roții. Da, la campionatele mondiale și la cupe mondiale există două categorii, ăsta cu 26, ăsta e mărimea roții, iar există și o altă categorie care e cu 20. Bicicleta e mai mică, cu roți de BMX putem să zicem. Probabil cei care ne urmăresc se întreabă unde a dispărut șaua de pe bicicletă. Da, pentru noi nu prea avem voie de șa, că niciodată nu stăm jos. În plus, era și dificil din cauza șauai, pentru că putea să mă lovească la locul nepotrivit, să zicem așa. În rest, trebuie să știți despre bicicletă că trebuie să fie cât mai ușoară și 2-3 grame poate să conteze. Gențile sunt mai ușoare, cauciucurile sunt mai pufoase. La cât se evaluează astfel de bicicletă? 9. Bicicleta asta cam în jur de 2500 de euro, 3000 de euro, că sunt niște părți mai speciale, ghidon carbon, furcă carbon, frâne hidraulice. Campionul mondial are o bicicletă tot de tipul ăsta? Da, campionul mondial este în același echipă cu mine din Franța și are bicicleta la fel, putem să zicem. Presupun că ai și ghete speciale pentru ca să nu-ți alunece de pe bicicletă. Da, am niște ghete, acum nu am adus, trebuie să fie cât mai mol, să prinde bine pedala. Și se poate antrena cu orice ghete, deci. În rest, la echipament, ce mai adăugăm? Cască? Cască și mănuși. Eu aștia prefer. Folosesc unii și genunchiere? Unii folosesc tibier. Genunchiere nu prea, că e mai dificil să miști. Eu zic că cel mai important, și nu numai la bicicleta aceasta, la orice bicicletă este casca. Deci, dacă ai cască, poți să faci orice. Prima dată să nu lovești capul, restul se rezolvă. Cum percepe lumea asta cu casca? Am înțeles că în unele locuri e mai rușinos așa printre voi să face astfel de flic-flacuri cu cască în cap. Nu numai printre noi, din ce am văzut eu când eram mai mic, eu întotdeauna purteam cască pentru că odată am lovit capul și mentalitatea e problema cu oamenii, că era odată, mergeam cu bicicleta prin parc și niște puști au luat de mine, ha, uite ăla cu casca, nu știu ce. Trebuie să știți, de afară e ca și la motocicletă, în codul rutier trebuie cască și pentru bicicletă și eu zic că casca e cea mai importantă. Telespectatorii pot urmări imagini cu antrenamentul tău din Sfântul Gheorghe, dar și cu recordul tău cu sărituri cu bicicleta și cu asta facem pasul către trecerea ta în Cartea Recordurilor, lucru care s-a întâmplat săptămâna trecută la Sfântul Gheorghe cu ocazia zilelor orașului. Ai avut două tentative de a intra în Cartea Recordurilor. O să te las pe tine să explici mai exact despre ce e vorba. Da, deci prima dată eu m-am gândit să bat vreo 7 sau 6 recorduri. Cu timp am început să scriu pentru Guinness și recordurile astea au căzut la 2 din cauza că unul era deja bătut cu 100 de kilometri, cealaltă era bătut deja cu 10 ore și nu am vrut să fac un efort așa de mare. După ce a rămas mersul înapoi și săritura pe rată de spate, prima dată am vrut un arbitru Guinness, dar ei au zis că trebuie mulți bani ca să vină aici și după aia am hotărât să facem cu video arbitru și cu martori speciali.
ei trebuie să facă o scrisoare, să zicem așa, și trebuie să facă filmulețele, tot trebuie să trimit în Londra, unde arbitrii Guinness o să arbitreze și o să vedem dacă am intrat cu adevărat în cartea recordurilor sau nu mai am bătut două recorduri mondiale și nu o să se întâmple nimic. De ce depinde asta în momentul acesta? Sunt mai multe reguli și depinde numai de Guinness. Deci în momentul ăsta telespectatorii noștri urmăresc recordul tău cu sărit cu bicicleta. Recordul până acum era deținut de un italian cu 240 de sărituri. Tu ai reușit să-l bați cu 309. Da, am sărit 309, măcar așa au calculat cine era la față, iar trebuie să știți, eu am calculat acasă după video, încă nu am videoul slow motion și am văzut eu 315, nu știu, depinde acum Deci ce o de să bătut tot vadă. ai bătut recordul. Da, am bătut două recorduri mondiale și asta Deci este ce cel știi, mai tu mai încearcă important. și altcineva să bate recordul la momentul actual? Eu momentan nu știu, dar asta nu este publică. Trebuie să scrii pentru Guinness și totul se Și ei îți rezolvă. omologhează încercarea de a... Da, îți omologează, ei știu despre mine că am încercat să bat. Acum vine timpul de arbitraj, să zicem. Cam cât o să dureze asta până când se va face anunțul dacă a intrat sau nu? Prima dată trebuie să fac toate hârtile, tot. Asta o să fac în săptămâna asta. O să trimit și parcă zicea pe internet că 2-3 luni până primesc un răspuns. Celălalt record e cel de mers în spate cu bicicleta. Vechiul record era de 18,18 metri, stabilit de un american. Tu ai reușit, conform calculelor, 27,58 metri. Trebuie să spunem că era o ușoară pantă în momentul în care mergeai cu spatele, ca să-și imagineze oameni, nu era ca și cum porneai de pe loc și te dădeai automat în spate. Pare greu de crezut, știi? Deci nu era nicio pantă, trebuia să chem și eu un topograf să măsoare suprafața, trebuia să fie total drept. Înseamnă că așa a apărut la televizor, că mi-așa a apărut că era Da? o pantă. Deci sunt niște hârtii și despre asta omologate că suprafața era total dreaptă. Am avut voie să fac un elan cum vreau eu, după care trebuia să întorc 180 de grade și să merg cât pot eu. Tehnica pe care ai folosit-o era creație proprie sau ai văzut, sau așa se face de obicei pentru mersul cu spatele? Eu așa am făcut. Băiatul care avea recordul mai înainte, am văzut cum a făcut el. El a folosit o metodă diferită. Aveai și varianta să sari sau treia să rămână ambele roți pe... Se poate sări, că am văzut și băiatul sărea. Prima dată era cea mai mare lucru, să încerc să merg în continuu, dar e foarte, foarte greu, că trebuie să ții balansul și trebuie să mergi și drept. În mod normal, la un ciclist mediu, cam cât ar putea să meargă el cu spatele fără un antrenament special pentru asta? Să fiu sincer, nici eu nu prea am antrenat pentru acest record. Și e foarte greu să găsești o suprafață foarte bună pentru acest lucru. Sincer să fiu, nici eu nu știu un ciclist cât Și poate acum să că am meargă. amintit de ciclist, cam cum ești privit în lumea asta a cicliștilor? Invidie, răutate, admirație? Putem să zicem și apă caldă și apă rece. Fică te-am văzut într-un interviu în care spuneai că să dea din pedale știe toată lumea. Să facă ce fac eu nu știe toată lumea. Păi da, și eu antrenez cu bicicleta normală, cu curseră, pentru propria mea fizică, lângă trial, dar eu zic că e o artă acest sport, nu există limite, întotdeauna poți să evoluezi, nu e ca bicicleta normală să dai numai din pedale și atâta.
Deci aici trebuie să ai și control contra trupului, trebuie să fii acolo și în cap, nu numai fizic, trebuie să fii tare și să dai din pedale. La recordul cu săriturile, te-ai antrenat înainte? Da, acolo am antrenat foarte mult. Am înțeles că ai mai avut o tentativă să bați recordul. Dacă nu mă înșel. Nu am avut. Înseamnă că mă înșel. Asta era prima dată. Să știți că e Sau la foarte. mersul cu spatele ai avut o tentativă, Nu da. am avut Nici la acolo. niciodată până acum tentativă de record mondial. Am antrenat tot iarna pentru săritura pe rata de spate, în sala de fitness. Lângă asta am. Contează că ai reușit să obții cele două performanțe pe care ți le-ai propus, chiar l-ai bătut la o diferență, cred că liniștitoare pentru tine. Acum trebuie să te întreb și dacă ceilalți din elita mondială unde ai participat au astfel de gânduri de a intra în cartea recordurilor sau ei au alte obiective. Ei deja au alte obiective, ei deja au sponsori. În actualul punct, cel mai mare proiect pentru mine în continuare e să găsesc un sponsor ca să pot să evoluez cât mai mult, să pot să particip la campionate mondiale, cupe mondiale, pentru că în momentul actual eu zic că am plafonat aici în România și trebuie să mergem cât mai multe concursuri pe afară să evoluăm cât mai mult. Mărturisesc undeva prin 1997-1998 am văzut la postul german DSF astfel de trial bike, dar cu motocicletă, unde încercau aceste lucruri cu pe bușteni și pe pietre, pe stânci și m-a fascinat foarte mult, de aceea am fost surprins că practici acest sport și chiar la un nivel foarte bun. Te-ar fi interesat să faci asta și cu motocicleta sau nu e? Prima dată nu prea am avut în gând să fac acest sport cu motocicleta pentru că ăla costă și mai mult. Nu prea există terene amenajate pentru motocicletă, iar dacă încerc sau încep să antrenez în locuri publice cu motocicleta, ăla chiar o să fie o problemă și mai mare. Dar trebuie să știți că acest sport trial vine din motociclete, deci campionii la motocicletă au făcut acest sport pentru copii, pentru că copiii încă nu au forțe să meargă din prima cu motocicleta, iar copiii când sunt mai mici antrenează cu bicicleta, după care o să treacă la motocicletă. Telespectatorii mai pot urmări imagini de la Saalfelden din Austria, unde ai mai concurat, și apoi imagini din Ungaria, de la un turneu la care ai participat. Trebuie să te întreb care a fost cea mai dură, severă accidentare pe care ai suferit-o? În 2007, la campionatul național, am ieșit în locul 4 la elit pentru că era ploaie, am alunecat, iar eram nervos și am dat un pumn la o bobină și mi s-a rupt aici osul ăsta cel mai mic. În rest, am niște Deci, zgârie. practic, o accidentare indirectă. Da, în rest, nu prea am rupt niciun os, am niște zgârieturi, m-am mușcat de 100 de ori pedala, pentru că când alunecă un picior de pe pedală, cu propria mea greutate, fac o rotație prin pedal și ăla se lovește în tibie. Deci, alea sunt cele mai dure. Care ar fi cele mai grele obstacole pe care le-ai întâmpinat sau pe care le cataloghezi în felul acesta? Cel mai greu traseu? Cel mai greu traseu era la campionatul mondial unde eu am reprezentat prima dată pe România și acolo am văzut niște secțiuni foarte, foarte grele. Trebuie să știți, la campionatul mondial nu există o calificare sau așa ceva. Acolo direct intre toată lumea și merge mai departe primii Deci, practic, șapte cine sau are opt. fonduri să vină, ăla participă. Da, ăla participă și în prima stațiune o să cadă, deci o să rămâne 17.
și am concurat acolo cu campionul mondial cu cele mai bune din toată lumea și acolo am văzut niște obstacole foarte, foarte grele. Din câte am înțeles, au fost undeva la 50 și ceva de sportivi, iar tu te-ai clasat undeva la jumate, 26. Da, așa. Ca timp față de primii, cât de mare era distanța? Sau, practic, penalizarea ducea la diferența asta? Penalizarea era destul de mare, deci putem să zicem că erau primii 15 și restul. La obstacole de la campionatul mondial ai simțit că pare imposibil să... Nu zic că imposibil, dar pentru că nu prea am antrenat la Bușteni sau la niște erau niște excavatoare și niște șine, deci erau foarte interesante trasele și trebuie să mergem la câte mai multe concursuri afară ca să putem să evoluăm la acest nivel, să putem să mergem peste orice. Știu că ai întâmpinat și niște probleme în acea perioadă cu federația. Nu prea recunoșteau ei această ramură care ținea totuși de ei. Ai avut probleme chiar cu un tricou. Nu se găsea un tricou pe care să scrie România ca să poți să reprezinți țara. Până la urmă, ai reușit tu cumva să te descurci. Da, în 2007 am devenit campion național și atunci am primit un tricou din ăla vechi cu tricolor aici și un material mai ciudat. Când am vrut să înscriu la campionatele mondiale, federația m-a înscris. Atunci am zis că avem nevoie de tricou, pentru că trebuie să știți că acolo echipele au venit cu autocar, cu echipament, toți la fel. Și federația a zis că nu au de unde să-mi dă un tricou. Când am ajuns acolo, prima dată era o ședință și acolo am vorbit cu organizatorii că, din păcate, noi am venit din România, dar nu avem un tricou. Ei au zis, dar trebuie totuși ceva. Până la urmă erau vreo 40 de grade, am tăiat tricoul respectiv și am pus pe mine. Bine că ai reușit să participi. După aia la balaton ai reușit, dacă nu mă înșel, cel mai bun rezultat al României la această disciplină din toate timpurile. Da, la balaton am reușit o performanță bună, dar putem să zicem că am avut și noroc, pentru că foarte mulți concurenți nu au venit de afară și așa am putut să obțin cumva locul 3. Un loc care te mulțumește sau te-a mulțumit la acea vreme. Păi cum să nu, la o cupă europeană să obții cumva locul 3 cu ghinion sau fără ghinion sau oricum era o experiență foarte bună. Trebuie să te întreb și de premii, dacă sunt premii în acest domeniu, ce înseamnă un top 3 în cupa europeană, ce înseamnă un loc bun în cupa mondială, cum se premiază? Asta e foarte bună întrebare, pentru că pentru mine, în momentul actual, ca să merg la o cupă europeană, trebuie cam 500-700 de euro cu cazare, cu drum, cu tot, iar primul câștigă 800 de euro. Deci undeva nu acoperă nici cheltuielile să mă duc acolo și încă trebuie să câștig. Iar bine, în top 10 ei deja au sponsori buni și ei nu prea se uită la premii, dar e foarte interesant că nu prea e premiat cum trebuie acest sport, pentru că chiar acum 2-3 zile am văzut la Eurosport un campionat mondial la foarfec, hârtie sau nu știu cum e jocul ăla, și acolo primul câștiga 100 de mii de dolari. Și mi se pare cam ciudat că la noi chiar facem niște lucruri foarte dificile, iar ei câștig bani și noi nu prea. În România sunt premii? În România, prima dată, nu prea sunt acum concursuri și Știu că anul trecut ai avut ceva probleme, fiindcă ți-ai propus să organizezi campionatul național la Sfântul Gheorghe.
te-ai blocat un pic cu federația, apoi s-au deblocat un pic lucrurile. Până la urmă, cum stau lucrurile? Da, deci anul trecut la campionatul național, premiile erau o medalie, un tricou și o diplomă. Cam aceste lucruri erau premiile. Știu că anul trecut a fost și campionatul mondial din Africa de Sud. N-ai participat, cred că tot din lipsa de fonduri. Păi, bineînțeles, am vorbit și cu campionul mondial și... Și el a zis că e dificil să ajungă acolo, deci pentru noi era... Cam care ar fi națiunea lideră, să zic așa, liderul mondial? Franța și Spania. Ei sunt două rivali. În Franța. Acum, în momentul actual, în Franța este campionul mondial din 26, iar din Spania este cu 20. Publicul? În străinătate vine, participă, există interes? Da, în afară, când am fost și la Saalfelden, era ținut concursul, putem să zicem că aici la strada principală sau Republicii, așa, acolo erau făcut secțiunile și au participat un public, cred că 10.000 de oameni și urlau. Era o experiență foarte bună. Din câte am înțeles, te-ai gândit sau cei liderii mondiali s-au gândit să facă o petiție ca această ramură sportivă să intre ca ramură olimpică pentru Jocurile Olimpice? Da, erau niște vorbe pe internet, am văzut și eu. Au făcut o petiție, parcă. Și eu zic că suntem un drum bun să intrăm în Olimpia și dacă intrăm în Olimpia, poate o să fie total alt sportul. În 2013 ai participat la competiția România au talent, o competiție foarte drăgită aici în țară. Cum ți-a venit această idee? Păi prima dată am văzut sezonele mai înainte și am văzut și acolo niște băieți cu biciclete pe care o știu și am zis, haideți să încerc și eu, că la concursuri v-am bătut, haideți să vedem dacă și aici pot. Și am văzut că i-a impresionat pe cei din juriu, chiar și cei de acasă ți-au strâns pumnii. Ai ajuns până în semifinale, acum telespectatorii pot urmări câteva secvențe din semifinala în care ai participat. Cum cataleghezi evoluția ta? Era o experiență foarte bună. Am antrenat și pentru emisiunea aia. Când am ajuns, trebuia să uit tot ce am antrenat acasă și trebuia să fac totul din Cât timp ai pregătit acea, cel puțin ceea ce văd acum telespectatorii pentru semifinală? Păi era mai greu să gândesc ce să fac așa în fel să fie un show și să nu fie ceva tehnic, pentru că eu poate fac un trick care eu consider cel mai dificil, iar pentru un telespectator e mai ok dacă merg și într-o roată e mai ciudat. În momentul în care am adunat date despre tine, am găsit în diferitele materiale următoarele descrieri: câte una în fiecare, cascador, număr de echilibristică, acrobații cu bicicleta, teribiliști, showmen. Te deranjează aceste cuvinte care se leagă sau ai prefera să fii numit sportiv de performanță? Nu, eu zic că în momentul actual banii chiar este un show, deci se câștigă mult mai bine dacă merg la niște festivale sau la orice eveniment și fac un show decât să merg la concurs, deci nu simt nimic rău dacă îmi zice cineva că sunt un showman sau un cascador. Că ai amintit de aceste show-uri la care particip, să spun că în afară de emisiune te-a văzut și pe la gale K1 și pe la diferite festivități și oamenii chiar te pot chema la evenimentele lor. Cum se desfășoară aceste lucruri? Da, asta e important, că eu
Nu numai afară poți să mergi cu bicicleta, și în interiorul. Deci trebuie o înălțime de 4 metri, să zicem așa, și eu pot să fac orice, să zicem. Deci nu distrugi nimic, nu mobilier? Distrug nimic. Nu, deci chiar afară am văzut și niște băieți care au făcut un show. Important este că ai reușit să participi la această emisiune, România au talent, ai fost semifinalist, lumea te cunoaște, ce a rămas după emisiune, deja a trecut aproape un an, au fost, ți s-au înmulțit numărul de show-uri la care participi, există un interes mai mare? Să fiu sincer, eu am așteptat mai mult de la această emisiune, oricum nu pot să zic că sunt în același loc unde am fost înainte de show. M-a ajutat foarte mult, oamenii mă cunoaște pe stradă, polițiștii îmi lasă în pace și... În aprilie știu că ai semnat cu cei de la Tușnad Cycling Team, probabil, cu siguranță cel mai puternic club de ciclism din România. Ce înseamnă asta pentru tine? Sau ce înseamnă asta pentru ei? Trebuie să știți că e cea mai mare echipă din România, singurul echipă continentală. Lângă mine în echipă mai există și Novak Edward, paralimpic, unul. Deci până acum la orice club eram, eu aveam cele mai mari rezultate, acum eu am cele mai mici rezultate. Ei practic ce o să-ți asigure sau cum pot ei să te ajute? Anul ăsta încă nu am precizat pentru că am ajuns acolo prea târziu. Ei deja au făcut toate... Bugetul. Deci au făcut bugetul, iar eu fiind rămas fără club, trebuia un club măcar să am licența de UC și o să vedem de la anul viitor ce și cum putem să facem. Deci în anul acesta reprezint echipa Tușnad, sunt... Pentru că sunt acolo și o să vedem ce vine. Practic, Novak care te ajută pe două fronturi, el fiind și președintele clubului Tușna Cycling Team, dar și președintele Federației Române de Ciclism. E bine asta pentru tine? Da, mă bucur foarte mult. L-am văzut că a fost și la recordul tău, la zilele orașului, chiar a prezentat un pic înainte și după succesul tău. Da, el era unul dintre martori, să zicem așa, VIP. Mă bucur foarte mult că mă aprecieze ceea ce fac și că a venit acolo, ne-a ajutat cu foarte multe lucruri și sper că în continuare putem să colaborăm. Să nu omitem faptul tot așa la show că ai apărut și într-un videoclip al Inei. Cum a venit această legătură între voi? Când am fost la România au talent, exact la semifinale, au fost chemați și ei în timpul pauzii să cânte și m-au văzut acolo ei, după care m-au contactat că o să fac un videoclip și dacă am chef să fiu și eu în videoclipul. Se plănuiește tot așa la nivel de petiție să se facă un bike park în Poiana Brașov. Ce părere ai despre această idee? Eu nu știu despre... Dar ce însemna un bike park pentru o locație anume? Eu zic că oriunde dacă se face un bike park e mai bun pentru că copiii au unde să meargă, nu mai trebuie să meargă printre mașini, deci nu există posibilitatea de accident, așa să zicem, rutier. Și dacă e ceva făcut, amenajat, se poate evolua mult mai mult decât să antrenezi undeva pe stradă. Urmează, de fapt, ce urmează pentru tine anul acesta și așa în perspectivă, cam ce obiectiv ți-ai propus? Păi, cum am zis, primul meu obiect e ca să găsesc un sponsor cât mai bun. Vreau să particip la toate concursurile în România,
să particip la niște concursuri mai mari în Ungaria. Și anul trecut am vrut să particip la măcar două cupe mondiale, dar din păcate financiar nu am stat bine. Și anul ăsta aș vrea să merg la campionatele sau cupe mondiale. O să vedem dacă această lucru o să pot să fac sau nu. Și vreau să fac câte mai multe show-uri, să zic. Așa. Pentru show-uri, cei interesați au acces la site-ul tău, urbangabi.com. Com, da. Și la contul tău de Facebook, atât pagină cât și cont personal, unde pot lua legătura cu tine, pot dialoga, pot chiar solicita serviciile tale, ca să ne facem așa o idee cât costă un astfel de show în România. Păi depinde de unde trebuie să merg, cât de lung e drumul, câte show-uri vrea, deci eu pot să fac și 2-3 show-uri pe zi, dacă e un festival mai mare sau dacă trebuie un show, deci depinde de mai multe lucruri prețul show-ului. Ne apropiem de finalul emisiunii. O să vadă telespectatorii noștri și niște imagini pe care să sperăm că vremea ne permite să le înregistrăm în fața sediului nostru, în care o să prezinți câteva mișcări așa de bază, ca să nu spunem prea multe. În perspectivă, te las pe tine să faci o dorință pentru acest an, ce îți dorești să ți se mai întâmple. Să nu am nicio accidentare, să pot să merg oriunde sunt chemat, să pot să concurez și să nu am probleme. Asta e ce mai important, să nu am nicio accidentare. Eu aș fi adăugat și faptul că să intri cu ambele recorduri în cartea recordilor, să te vedem acolo și să ne mândrim cu tine. Acestea fiind spuse, dragi telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și lui Orban Baragabor că a fost invitatul meu astăzi. Sper că a fost o discuție interesantă despre trail, bike-uri și despre această ramură sportivă a ciclismului. A trecut de 100 deja. Don't shoot it.